Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici. Salut! Astăzi vorbim despre iritațiile provocate de căldură. Ce am observat eu până acum e că sunt greu de evitat pe timpul verii. Chiar dacă încerci să-l îmbraci pe copil în haine cât mai legere, din materiale cât mai naturale, chiar dacă eviți să se supraîncălzească și să transpire, tot sunt șanse mari să observi pe pielea lui mici borbonele rozalii sau roșiatice, semn că are o iritație provocată de căldură. Iar la temperaturile de peste 30 de grade cu care ne confruntăm mai nou în fiecare vară, mulți copii ajung să facă astfel de iritații, de obicei în zona gâtului sau a scutecului, deși pot apărea oriunde pe corp, chiar și pe față. Din fericire, bubițele cauzate de căldură sunt mai mult inestetice decât periculoase sau dureroase, iar de cele mai multe ori nu sunt însoțite de mâncărime și trec de la sine în câteva zile. Chiar și așa, tot e bine să eviți ca piticul tău să nu-și petreacă vara decorat cu bubițe cauzate de căldură și transpirație. Altfel spus, ține-l cât mai sumar îmbrăcat, eventual chiar dezbrăcat complet în casă, hidratează-l foarte bine și fă-i des dușuri călduțe. În ce privește cremele sau pudrele, acestea nu sunt chiar recomandate pentru zonele iritate, nici de cum fără sfatul unui medic pediatru sau dermatolog. Pe scurt, iritația de căldură apare la mulți copii, mai ales în perioada verii, și nu e un motiv de îngrijorare. Dacă persistă însă mai mult de câteva zile sau e asociată cu alte simptome, cum ar fi febra, cel mai bine e să-l duci pe cel mic la medic. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!